Partidul Comuniștilor ar trebui să se așeze la masa tratativelor cu majoritatea parlamentară și să discute modificarea articolului 78 din Constituție. Declarația a fost făcută de președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Mevlut Cavusoglu, la un briefing. Oficialul a declarat că revizuirea articolului cu privire la alegerea șefului statului va fi o soluție bună pentru depășirea crizei politice din țară. Totodată, Cavusoglu a salutat formarea Comisiei Parlamentare care se va ocupa de modificarea acestui articol. Fac apel pentru responsabilitate politică a tuturor forțelor de a se angaja într-un dialog constructiv și de a nu se ghida de interese electorale pentru a ajunge la modificarea acestui articol. APCE este gata să medieze dacă este necesar acest dialog și să devină un garant împreună cu alți parteneri europeni. În același timp, președintele APCE este de părere că Republica Moldova are nevoie de o constituție modernă care să corespundă unei țări ce merge pe calea integrării europene. Este de neconceput de a avea noi alegeri având prevederile constituționale de acum. Decizia finală aparține poporului, dar parlamentarii se pot baza pe expertiza oferită de Comisia de la Veneția, OSCE și structurile europene. Președintele APCE se află în Republica Moldova într-o vizită de 3 zile.